Trebuia să judece un castel, iar în amintirea acelei vizite s-a ridicat această cruce. Pe această cruce este trecut chiar numele lui Teodor Văcărescu. Sunt multe detalii interesante pe care am regăsit prin studierea arhivelor din Ploiești. De exemplu, aici este o adresă pe care o trimitea Ministerul de Interne prefectului, tocmai în anul 1869, prin care se solicita completarea unor tabele. Cei de la București erau interesați de prețurile, ci de prețurile ce se înseamnă în aceste liste, fiind de mare importanță pentru guvern și pentru public. Trebuie ca ele să fie trecute tocmai cu cele circulate pe piețe. Vă invit, dar, domnule prefect, a atrage atențiunea Consiliilor Comunale asupra acestei interesante lucrări, ca înscrierea prețurilor să se facă cu toată exactitatea. Iar prefectura Prahova transmitea aceste informații către minister. De asemenea, interesant că se solicita și aflarea unui curs valutar ad hoc, pentru că în acea perioadă, în Principatele Unite, circulau mai multe valute străine, printre care galbenii rusești, austrieci, talerul austriac, purul imperial rusesc, talerul spaniol, beșlicul, care valora 5 parale, și sorcovățul sau sfanțul austriac. În limba română a rămas doar această expresie, iar rămâne fără un sfanț. Uitați de aici, apropo, vine cuvântul sfanț. Importanța prefecturii era dată și de faptul că decidea alocările financiare, intervenind direct în teritoriul, în cadrul diverselor sisteme educaționale, sanitare, în domeniul infrastructurii, de exemplu, mai realizat pentru județul Prahova și pentru prefectura Prahova, a fost realizarea căii ferate Ploiești-Vâlei, care a fost exploatată de către prefectură, iar veniturile din această exploatare a căii ferate reveneau în mod direct bugetului județean. Și prefectura Prahova intervenea în mod direct în județ, de exemplu, în 1907 am revizit documente prin care cumpăra cărți pentru a oferi premii copiilor de sătenți săraci. În 1908 aloca liceului Sfântul Petru și 4.000 de lei pentru funcționarea internatului. De asemenea, oferea mici și buste studenților prahoveni fără posibilități materiale care erau plecați. Și erau plecați la studii în București sau chiar și în străinătate. Am regăsit o scrisoare de mulțumire, pentru că noi, în principiu, primim foarte multe memorii, petiții, toate exprimă nemulțumirea. Însă această scrisoare este, dimpotrivă, o scrisoare de mulțumire adresată prefectul de către un student din județul Prahova, care a plecat la studii la Paris. Și spune el: tatăl meu, preot de sat, m-a învățat din copilărie să vă cinstesc. El însuși respectându-vă din convingere. Acum eu văd cu ochii mei că sunteți un om de bine. Un alt episod foarte interesant a fost cel al Republicii din Ploiești și cred că este din întreaga istoria prefecților din România. Este Alexandru Candeanu Popescu, este prefectul care a avut cel mai mic, cel mai modest mandat din punct de vedere temporal. A fost prefect, pseudo-prefect, pentru că el nu a fost numit de niciun guvern. S-a numit prefect o singură zi, pentru că ulterior rebeliunea a fost înăbușită, iar liderii republicani au fost arestați de către poliția. Iar în arhive se regăsesc documente prin care prefectura trimitea primăriilor din județ în acea perioadă adrese prin care îi căutau pe acești fugari, pentru că ei au fugit. Ulterior, Candeanu Popescu a fost prins la Buzău, a fost judecat și achitat la Târgoviște. Însă el s-a reabilitat. Caragiale are câteva nuvele ironice la adresa acestei republici de la Ploiești, însă Candeanu Popescu s-a reabilitat și a luat parte la războiul de independență din 1877 și a condus asaltul asupra de Grivița 1. Însă din republican a devenit ulterior aghiotantul regelui Carol I și probabil nu a fost convins. Cum spuneam și celălalt de prezentare, județul s-a dezvoltat și datorită investițiilor care au avut loc în județul Prahova, în domeniul petrolifer. Sunt multe, un capital străin numeros, nu vreau să reiau această discuție. S-au scris cărți academice despre acest subiect, au apărut rafinării care, evident, au dezvoltat și au atras o forță de muncă numeroasă în județul Prahova, de o foarte bună calitate. Sediul prefecturii Prahova în această perioadă a fost inițial între 1880-1910 Casa Ergas Avram Amaciu, care era casa unui negustor evreu care a avut un mare succes în epocă, dar ulterior, constatându-se că nu mai făcea față acel local, în 1910 prefectura a cumpărat palatul construit de către negustorul Ghiță Ionescu, care este bunicul lui Mircea Ionescu Quintus, și s-a mutat în acel local, care a rezistat până în 1950.
Ulterior, în toată această perioadă intervenică, era cunoscut drept localul, drept palatul prefecturii și se organizau chiar baluri foarte interesante la care participa Anata Societate de Dracovele din acea perioadă. Prefectura a fost implicată și în desfășurarea manifestărilor prejurite de diverse viste de stat, pentru că vă dați seama dacă în, în județul Dracova se afla castelul Peleș. Multe case regale au vizitat Casa Regală a României. În 1907, de exemplu, Carol I a primit pe Franz Ferdinand, care în acea perioadă era arhiducele moștenitor al Imperiului Austro-Ungar. Asasinarea lui Franz Ferdinand în 1914 a dus la izbucnirea Primului Război Mondial, care, în urma căruia a apărut România Mare. Acest Franz Ferdinand a fost la Sinaia, iar cu acest prilej au fost aduși elevi ca să-l întâmpine, evident, fiind un aspect foarte important. Au fost organizate sărbători populare, s-a construit un pavilion, iar factura aceasta a fost trimisă prefecturii, care a plătit-o. O sumă importantă în epocă, 1500 de lei. În 1909, Casa Regală a avut oaspete pe prințul moștenitor al Imperiului German, care nu a mai putea să devină împărat al Germaniei, al Imperiului German. Acesta a vizitat Sinaia, dar și salina de la Slănic și câmpurile petroliere de la Buștenari. Cu acest prilej, iar s-a deschis un credit extraordinar de 1500 de lei. De asemenea, am fost vizitat și de către Wilhelm al II-lea, ultimul împărat al Imperiului German împreună cu Mackensen, în 1917. A vizitat, de asemenea, salinele de la Slănic, Castelul Peleș și câmpurile petroliere. Interesantă este evoluția județului Prahova în perioada interbelică, pentru că, în ciuda faptului că România a devenit mare și pe lângă cele 30 de județe din perioada interbelică au apărut altele aproximativ 40 în urma unificărilor, a rămas un județ foarte important și foarte dezvoltat economic, unul dintre cele mai importante județe ale României, datorită exploatării petrolului, evident, dar nu numai. Vedeți, aceasta este stema interbelică a județului Prahova, care a rămas stema și acum, stema județului, chiar dacă s-a alăturat în mod fericit o carte și o sondă. Aceasta este harta județului Prahova, care era împărțit în perioada interbelică în plăși. Inițial au fost 7 plăși, s-au adăugat încă 3. Predealul, vedeți, în continuare a rămas în județul Prahova și câmpurile petroliere de la Moreni. În schimb, Mizilul a rămas în continuare în județul Buzău. Județul avea 477 de locuitori și 5.000 de km pătrați. De asemenea, era un județ destul de urbanizat. Erau 8 localități urbane, în afară de Ploiești, alte 7. Vedem Filipești de Tăg, era considerat o comună urbană, în deosebire de momentul actual. Și de asemenea, Predeal. La 14 iunie 1925 a fost adoptată, după mai bine de 6 ani de la Unirea din 1918, legea de unificare a administrațiilor fostelor provincii cu vechiul regat. A fost o întreagă dispută în perioada interperică până în 1925. În această lege a fost redefinit și întărit rolul prefectului, care este propus, cum fiecare se întâmpla și înainte de ministrul interne, dar numit prin decret regal de către lege. Prefectul este capul administrației județene, executa toate hotărârile Consiliului și